odată unii politicieni merg la televizor și ia gura pe dinainte, ca să zic așa. Dar nu cred că cineva a uitat sau nu a înțeles că această coaliție a apărut dintr-o nevoie. Țara trebuie să fie guvernabilă și țara trebuie să aibă un guvern stabil în aceste vremuri tulburi și atunci trebuie să avem puterea interioară să trecem cu mai mult sau mai puțină lejeritate peste anumite declarații mărunte și să vedem care este în realitate interesul României. Și atunci când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părțile interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere și în conformitate cu Constituția voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România. Așadar, desemnarea viitorului premier al României stă în voința exclusivă a președintelui Klaus Iohannis, deși între PSD și PNL există un protocol clar, ca o foaie de parcurs, unde sunt exprimate cât se poate de concrete etapele rotative de la Palatul Victoria. Dacă președintele nu va ține cont de acest protocol, din ce în ce mai multe voci din PSD vorbesc deja de alegeri anticipate. Pe de altă parte, Klaus Iohannis se poate întoarce oricând la USR, motivând contextul internațional, pericolul de la graniță, războiul. Știți deja toată suita de argumente folosită când a fost nevoie să-i convingă pe români de inversul situației, de necesitatea unui guvern cu vechiul său dușman politic, PSD, Ciuma Roșie, țineți minte toate lozincile trecutului. Cum stau lucrurile de fapt, cât e coreografie politică și cât e intenție, la ce ar trebui să ne așteptăm din mai încolo, ne lămurește chiar președintele PSD, viitorul teoretic prim-ministru Marcel Ciolacu. Bună seara, domnule președinte. Totul este teoretic. Păi n-ar trebui să fie, că dacă aveți un protocol... Nu e prima oară când o spun, dreptul constituțional de desemnare a primului ministru este al președintelui României. Nu e nicio problemă. Așa scrie la Constituție, așa se va proceda. Nu cred că vor fi probleme... Nu sunt un analist și nu cred că vor fi probleme la rotația din luna mai. Din punctul meu de vedere. Această coaliție a adus stabilitate în România. Intrarea Partidului Social Democrat la guvernare a pus capăt unei guvernări de dreapta dezastroase. Nu trebuie să ne ascundem de acest lucru și nu e prima oară când o spun că cei care au guvernat în acea perioadă trebuie să recunoască acest lucru. Intrarea PSD-ului a adus o stabilitate politică și o eficiență guvernamentală prin miniștrii săi și în tot actul de guvernare se vede o coerență într-o perioadă foarte dificilă. Lucrurile care președintele sunt ferm convins că le cunoaște. Mai ales că a adus și o liniște instituțională în România, pentru că ce înseamnă această liniște instituțională? O criză socială aduce și derapaje în interiorul țării. Dar ce înseamnă liniște instituțională, domnule președinte? Nu erau suficiente criza pandemică, criza economică, criza energetică, datoriile foarte mari pe care le-a acumulat România în 2 ani de zile de guvernare proastă. Pe care le acumulează și acum, că nu plătim nimic din datoriile trecute. Am scăzut aproape 1%. Este normal să plătim din dobânzile și ratele aferente unei datorii de 200 de miliarde. Eu nu știu de unde vine tupeul să și întrebi. Vine și împrumutul care acoperă deficitul. Dar una este să acoperi un deficit de 9,2% cât l-a lăsat guvernarea de dreapta și una e deja ne încadrăm la un deficit de 5,4%. În aprilie vom avea cifra exactă pe cash flow și vreo 6,2. Deci, deja s-a coborât deficitul cu 3% din PIB. Asta, ținând cont de faptul că PIB-ul prognozat pentru anul viitor va fi unul mai mare. Dar vă întreabă colegii, domnule președinte,
cum vă spuneți dumneavoastră acolo la partid, Nea Marcele, domn președinte, Marcel. Veți fi domnule premier sau nu? Îmi spun Marcel și mă bucur. Așa. Cum vă întreabă, domnule, vom fi din mai la Palatul Victoria sau adică moment, ce le răspundeți? Cred că e un moment. Că a devenit cumva o ecuație personală după placul lui Klaus Iohannis. Din punctul meu de vedere nu e nimic personal și totul este într-o zonă de politică și într-o zonă instituțională. Dar cred că după 30 de ani de democrație post-revoluționară a venit momentul în care și clasa politică trebuie să arate o anumită maturitate. Mai ales, repet, într-o perioadă atât de încărcată. Trebuie să arătăm că am trecut etapele în care nu respectam anumite protocoale, ori unii, ori alții, și am intrat într-o perioadă de maturitate politică și acest acord politic se va respecta. N-am văzut niciodată vreo declarație a primului ministru Nicolae Ciucă cum că acest acord nu se va respecta. Bine, asta dacă ne imaginăm că premierul Ciucă are voință politică. Vă înfăptuiește voința politică a președintelui care l-a desemnat premier. Este președintele Partidului Național Liberal. Da. Diferența între mine și domnul Nicolae Ciucă este faptul că eu și Partidul Social Democrat nu avem un parteneriat politic cu președintele României. Ne respectăm instituțional și Partidul Național Liberal, după cum bine știți, are un parteneriat politic cu președintele Claus. În linia Constituției pe care o invocați, asta ca să fim ironici. Nu neapărat. Nu neapărat. Totuși, păi tocmai ne-am obișnuit să nu respectăm Constituția dumneavoastră, invocând ca argument Constituția în discuția noastră. Haideți să ne hotărâm. Păi ne-am hotărât, vă spun același lucru. Da. Cred că după 30 de ani de la Revoluție este cazul să începem să respectăm cea mai importantă lege din România, dar Constituția și acordurile politice. E un semnal foarte important atât în interior cât și în exteriorul. Dar sub această Constituție, asta voiam să vă întreb, stă acest protocol politic încheiat între PNL și PSD. Acest protocol vorbește despre luna mai ca luna rotației, nu sfârșitul lunii mai, 25. Corect. Tehnic, domnule președinte, ce ar trebui să se întâmple în acea zi deja fatidică, 25 mai? Tehnic, cred că trebuie să arătăm un respect față de români și să vedem prioritățile românilor. Și toți pașii premergători pe care îi avem de făcut, fiindcă noi nu suntem într-o criză politică în care din punctul meu de vedere, nu. Să suspendăm activitatea guvernului sau a parlamentului, să intrăm într-o zonă de încă. Avem un acord, îl punem în aplicare și împreună cu primul ministru vedem cel mai important lucru din România în acest moment, din punctul meu de vedere și cred că corect. Este PNRR-ul. Și vom vedea jaloanele care sunt de îndeplinit pentru s-a depus cererea 2 de plată, acum urmează să depună cererea 3. Vedem care sunt pe traseu în traseul instituțional, în guvern, în traseul de avizare ca acestea să fie îndeplinite până la timpul convenit cu Comisia Europeană. De asemenea, vom face o analiză și la Parlament să vedem ce legislație și în ceea ce privește îndeplinirea jaloanelor trebuie trecută prin Parlament. Eu mâine la ora 10 am întâlnire cu toți miniștrii Partidului Social Democrat, principala temă fiind jaloanele din PNRR, pe care le avem de îndeplinit și vreau să le bifăm. Okay. În jur, de aceea nu am zis o zi, domne, 25, dacă nu e 25, e clar, sunt semnale de la președinte că... Deci poate să fie și 26 și 27, spuneți? Este posibil să fie, poate și mai devreme și mai târziu, în funcție de a nu deranja, totuși, funcționarea atât a guvernului cât și a Parlamentului. Urmează, pe urmă, alegeri și la Senat și la Camera Deputaților pentru președintele Senatului și președintele Camerei, cât și alegerea noului guvern. Lucruri care am dori, dintr-un respect pentru români, așa, să le facem într-un termen foarte scurt, atât cât e minimum prevăzut de Constituție. Părerea mea că în maxim o săptămână se va încheia tot acest ciclu.
Deci undeva la sfârșitul lunii februarie ar trebui să ne prindă cu un nou premier și cu un nou cabinet, spuneți. Și cu noi președinți de cameră aleși. Este posibil, da, până la 1 iunie să avem totul desfășurat. În funcție de cum este. Sâmbătă, duminică, știți că... Asta dacă vă desemnează, președintele premier. Categoric. Desemnează premierul și pe urmă... Încerc să explic. Este evident faptul că va trebui tot ce ține de această rotație să le discutăm înainte, astfel încât când intrăm în linie dreaptă, ele să meargă foarte repede. Da. Programul de guvernare, ceea ce e foarte important, vom face o analiză ce s-a îndeplinit în programul de guvernare îndeplinit. Normal, noi, cred că într-un timp foarte scurt, maxim o lună de zile, vom veni și cu noile propuneri pentru nou program de guvernare, ceea ce n-a funcționat până acum și trebuie îndreptat. Pot să vă dau exemple, nu e nicio problemă. Vă rog, ce n-a funcționat până acum? Avem o economie totuși bazată pe consum, în mare parte. Cred că trebuie să începem în următorul un an și jumătate, până în alegerile din 2024, începem să dăm direcția către o economie bazată pe producție. Și atunci, făcută o analiză, și acest lucru se întâmplă în acest moment, foarte clar ce este prioritar pentru economia românească și totodată stoparea inflației. Știm foarte bine că am avut nu numai România, o inflație record după foarte mult timp și marele pariu și al meu personal și cred că al întregului guvern și al întregii coaliție este să sfârșim anul acesta cu o inflație cu o singură cifră. Cred că va trebui să ne aplicăm foarte mult către producția alimentară, industria alimentară în primul rând, și a materialelor de construcții, având foarte, foarte multe investiții în desfășurare. Da, haideți să închidem din parantezele lăsate până acum. Dacă președintele, în primul rând ați vorbit cu președintele săptămâna aceasta, pentru că a fost acest mic foc alimentat de la o zi la alta, de declarațiile dumneavoastră, de reacțiile dumnealui, de câțiva colegi de dumneavoastră, de câțiva colegi de la liberali, la mijloc au picat și ideea anticipatelor. Cum de s-a stârnit focul ăsta așa în decurs de o săptămână? Nu sunt, repet, un analist al declarațiilor președintelui Klaus Iohannis și nici nu-mi doresc. Vă spun cu certitudine acest lucru. Așa. Cred că e meseria altora. Nu e meseria mea aleasă. E o perioadă în care trebuie să apărăm la televizor să explicăm românii. Acum sper că nu vă scuzați de ce ieșiți la televizor. Anumite lucruri. Că sunteți printre puținii care comunică. Restul se ascunde televizor. Nu. Eu cred că un om politic are o datorie foarte clară de a răspunde la toată lumea și de a ieși și de a explica ce dorește să facă, astfel încât oamenii, când votează, să știe foarte clar fiecare ce vrea să facă și unde vrea să îndrepte această țară. Sunt unul dintre cei care ies, n-am nicio problemă și răspund la orice fel de întrebare și dau explicații pentru absolut tot ceea ce spun. Dar v-a reproșat în particular președintele Klaus Iohannis că ieșiți cam des la televizor? Eu cu președintele României n-am discuții particulare. Am avut numai discuții instituționale. Ați discutat instituțional săptămâna asta? Nu vorbim chiar așa des. Dar nu avem o relație tensionată. Sunt lucruri importante pe care le discutăm și încercăm să le rezolvăm împreună. Atât legislativ cât și executiv. Și ideea anticipatelor, cum o vedeți? În cazul în care... Nu văd. Dacă această coaliție, ceea ce ar fi o mare greșeală, fiindcă România are nevoie în acest moment categoric de o stabilitate politică. Ar fi o mare greșeală să intrăm într-o zonă de instabilitate politică. Mai sunt țări din zona noastră, este o criză evidentă de securitate. În zona, avem totuși granița cea mai lungă cu Ucraina, din Uniunea Europeană,
Și nu cred că ne permitem acest lucru. Iar președintele, când a spus că va lua decizia cea mai bună pentru România, presupun că în acest moment cel mai important pentru România este stabilitatea politică. Păi poate nu veți fi cea mai bună soluție pentru România, domnule președinte, la momentul respectiv. Haideți să așteptăm. Pentru că, deci, pot să vă și explic. Publicului larg i s-a argumentat, când această coaliție a luat naștere PNL-PSD, că e nevoie de această mare coaliție și de generalul Ciucă în fruntea guvernului pentru a trece România prin furtuna care avea să urmeze, și anume războiul de la graniță, da? Dacă în mai încolo lucrurile se vor precipita în Ucraina și argumentul va fi și mai solid decât este astăzi. Ce înseamnă se vor precipita? Nu știu. Întrebați-l pe Klaus Iohannis, că așa ne-a spus. Haideți să vedem. Instituțional, bineînțeles, să-l întrebați. Haideți să vedem ce se întâmplă și cred că vom lua deciziile în consecință. Eu nu văd niște lucruri spectaculoase. Cu adevărat, această coaliție a făcut față, categoric este loc și de mai bine, da, a făcut față numeroaselor provocări pe care le-am avut până acum. Și am închis un an prin stabilitate politică cu cele mai mari investiții directe. România, având acum exercițiu financiar trecut, care se închide anul acesta, avem PNRR-ul și avem exercițiile financiare viitoare, care deja au intrat în desfășurare. Avem obligația, dacă nici acum nu se dezvoltă România, niciodată nu vom mai prinde un asemenea trend. Vreți să vă reamintesc, domnule președinte, de spitalele regionale, de proiectele pe hârtie, de la Ministerul Transporturilor? Nu se mișcă nimic. Care investiții? Invoc mereu Ministerul Transporturilor. Uitați că e pentru prima oară după 32 de ani, când deja se construiază autostrada Moldovei și cred că până în 2024 vom merge pe autostradă până în Moldova. S-a vehiculat... Sunt lucruri care sunt evidente, sunt primari între autorități locale care eu am vorbit, care au peste 20 de proiecte numai pe PNRR, în afară de proiectele pe care le-au pe Angel Salini, sau vor accesa în viitor pe exercițiu financiar european. Unul dintre scenariile vehiculate în această săptămână se bazează pe o întâlnire pe care ați avut-o cu premierul Nicolae Ciucă și unde ați fi discutat mai multe aspecte. Printre aceste lucruri ar fi și posibilitatea amânării acestei rotative din perspectiva războiului, repede, dacă lucrurile vor lua o altă întorsătură acolo. V-ați întâlnit cu premierul Ciucă? Ați agreat aceste lucruri? Domnul Cristache, cu tot respect, care reportul dumneavoastră și telespectatorilor, nu exista niciodată o astfel de discuție. Eu mă văd periodic cu primul ministru Nicolae Ciucă. Avem cel puțin 2-3 ori pe săptămână și vorbim foarte des la telefon. Iarăși o premieră în politica românească. Poate și de aici anumiți colegi, atât din PSD cât și din PNL, suspicionează că deci fac niște decizii fără să anunțăm, nu luăm nicio decizie. Încercăm să ne coordonăm activitatea executivă și legislativă, lucru care nu s-a întâmplat niciodată între doi lideri a celor mai mari partide din România pe zona externă. Când avem întâlniri mari președinți ai camerelor, prim-ministrii, miniștri de externe, vin atât la domnul Nicolae Ciucă, cât vin și la Camera Deputaților. Încercăm să ne coordonăm această activitate pentru România. Nu e nici deci pentru, cuplu, nici de, pentru Ciolocul, cuplu pe care îl creionați... Nici pentru Ciucă. Da, Niciodată n-a existat între mine și domnul Nicolae Ciucă o discuție că această rotație nu va avea loc. Dimpotrivă, discuția a fost una ca oameni de stat, că în sfârșit a venit vremea în România ca doi lideri politici să respecte acordurile pe care le-au semnat. Și veți vedea că așa va fi. Din punctul meu de vedere, va fi o rotație rapidă, într-un termen foarte scurt. Avem această datorie față de români. Cred că toată lumea s-a săturat de scandaluri politice. Nu pui nimic în farfurie. Scandalul politic decât
stai și te uiți mai des la televizor să vezi ce se întâmplă. Dar lumea e sătulă de această abordare din partea politicienilor. Lucruri pe care îl știu și eu și domnul Nicolae Ciucă. Se vedea că lucrurile vor fi mult mai simple decât încercăm să le speculăm. Deci, dincolo, spuneți că de dincolo de protocolul existent între cele două partide, există și o înțelegere bărbătească între dumneavoastră și... Este un gentleman agreement între noi și am avut o colaborare, nu o colaborare politică, am avut o colaborare instituțională aplicată și normal, vorbind de atâtea ori, sfătuindu-ne așa, împreună în anumite decizii guvernamentale, decizii care țin de parlament, de legislativ, cum modificări ale legislației. E normal că s-a creionat un fundament între noi doi. Și respect și am văzut că și ce viitor și politic îi previzionați domnului Ciucă după ce nu va mai fi premier? Repet, nu sunt... Păi vorbiți, tocmai n-a spus că aveți o relație care depășește cadrul instituțional. Eu sper ca perioada neagră din PNL, cum a fost și o perioadă neagră în PSD. N-am nicio problemă să o recunosc. Sper că a luat sfârșit și s-a intrat într-o zonă de construcții. Mai concret, că nu este, înțeleg. România are nevoie de cele două partide politice, de PSD și PNL, mature și stabile pentru această perioadă foarte... Adică îl vedeți foarte... în continuu... Foarte încărcat. Domnul Ciucă, îl vedeți în continuare pe domnul Ciucă, președinte la PNL și din poziția asta să colaborați în continuare? Nu sunt eu. Păi nu, dar despre ce vorbiți mai concret? În acest moment, președintele Partidului Național Liberal este domnul Nicolae Ciucă. Și va rămâne Nicolae Ciucă președinte? Credeți? Repet, sper că acea perioadă neagră și nefastă prin care a trecut PNL-ul, la fel cum a trecut și PSD-ul, să se fie încheiat și să se intre într-o perioadă de construcție. Domnule președinte, v-ați gândit în lunile astea și cu cât se apropie termenul, poate mai intens decât altă dată, ce vă recomandă pentru funcția de premier? Am o activitate îndelungată. Am avut și o experiență executivă împreună cu Mihai Tudose. Știți foarte bine, Mihai era prim-ministru, eram vicepremier și am avut în coordonare foarte multe ministere. Am o activitate parlamentară și președinte al Camerei. Acum am avut, cred că sunt vreo 3 ani de zile, de când sunt președintele Partidului Social Democrat, am un spirit de echipă și sunt unul dintre oamenii care coagulează, nu dezbină. Și cred mult în acest sistem de a conduce atât partidul cât și eventual. Nu e prima dată când îl invocați pe domnul Tudose. V-ați dori să vină să lase postul de la Bruxelles, să vină în guvernul dumneavoastră? Eu îmi doresc ca Mihai Tudose să vină în guvern. Consider că este o plusvaloare. Scuzați-mă. Sigur, nu. V-ați pregătit în, nu știu, de acum începând, că mai sunt vreo 2 luni, vă pregătiți în mod special pentru această funcție? Da. Ne puteți lucrez, da câteva lucruri concrete? Lucrez foarte mult concrete? Cu echipele pe care le avem la Partidul Social Democrat, cât și am discuții, mai ales în zona economică, fiindcă consider că această zonă va fi cea mai importantă pentru perioada următoare. Am discuții cu colegii cât mai detaliate pe fondurile europene, astfel încât să vedem să nu se mai blocheze niciun fel de mecanism și lucrurile nu trebuie să stea în mâinile unei singure persoane. Și chiar am niște discuții aplicate privind situația militară din zona Mării Negre. Ce înseamnă discuție aplicată? Adică ce se întâmplă? Vă coordonați cu MAPN-ul? Vă coordonați nu, nu, am discuțiile, le-am în primul rând cu primul ministru. Haideți să recunoaște că știți foarte bine că domnul prim-ministru are o carieră militară de... Nu eu contestă nimeni, doar că ar fi fost încurajator pentru noi toți să-l vedem pe fostul general Ciucă ieșind mai des în fața poporului și explicând lucruri pe care vi le explică dumneavoastră în particular, consider, de pildă. Consider că s-au schimbat perioadele în care miniștrii trebuiau să stea la ușa șefului ore în șir la coadă ca să intre și ei să povestească ce se întâmplă în guvern sau în minister.
În acea perioadă i-a pusă. Toate discuțiile mele sunt unele instituționale și pe care am dreptul să le am. A, sigur că da. Bun, odată din calitatea de președinte al Camerei, bineînțeles. În calitatea de președinte al Camerei. Da. Cât privește formarea cabinetului, ați spus deja că vă doriți să lucrați cu domnul Tudose. Nu o să vreau să vă întreb acum ce nominalizări veți face, cum, ce fel. Mă interesează, în schimb, o perspectivă anume. Asupra guvernului Ciucă, și o spunem foarte clar, fie că le place unora să audă sau nu, nu știu cât de sensibil dumneavoastră sunteți la chestiunea asta, planează mai multe suspiciuni. Mă cunoaște, sunt foarte etichetele negative erau la PSD. Ciumăroșii, hoți, certați cu justiția și așa mai departe. Nu știu cum ați reușit de la o vreme să mai albiți din imagine, cred că și în, din pricina parteneriatului cu PNL, asupra căruia... Stați puțin. Nu am albit nimic din imagine. A fost o cu totul altă abordare, alți oameni. Bun, da. Păi asta e, ați mai cosmetizat imaginea PSD-ului. Ați reușit. În primul și în primul rând, da, de schimbat, că întotdeauna este loc de mâine, s-a schimbat în Partidul Social Democrat. Bun. Avem 75%, de exemplu, liste noi în Parlament. Lucruri... Păi nu, că pe PSD l-a apucă în ravurile domnului președinte, când e la putere, nu când e în opoziție. Când e în opoziție, știe să... Fără a merge cu goarna sau cu tobele, să știți că a început un proces de reformă consistent. Bun. De fond, nu de formă. Ok, dar v-a ajutat și parteneriatul cu PNL, asupra căruia, vă spuneam, planează mai multe suspiciuni și mai vizibile decât planează asupra PSD-ului. Și anume, problematica plagiatelor și al imposturii. Teze cândva și deziderate de dreapta, da? În lupta cu ciuma roșie. Domnul Cristache. Da, domnul președinte. Nimic nu rămâne neplătit în... Niciun abuz. Așa. Pe care îl faci la un moment dat în politică, nu rămâne neplătit. Așa. Și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine acest lucru. Când ai făcut un abuz cu doctore, de dimineață până seară, e posibil ca anumiți oameni să fie sau să nu fie vinovați, fiindcă nu sunt eu. E explodat nu sunt eu. Președintele Iohannis în brațe balonul. Nu știu balonul. Cu ei explică. E explodat sau nu. Nimic nu rămâne, niciun exces pe care îl faci în politică la un moment dat, nu rămâne neplătit. Ci se întoarce. Dacă înveți din aceste greșeli, și tu, ca om politic, dar și România. Așa. Mergem înainte. Mai avea o continuare întrebarea mea. Dacă vor veni cei de la PNL și vă vor pune în fața premierului, vor pune în fața premierului desemnat liste cu viitor miniștri asupra cărora vor plana în continuare aceste suspiciuni, veți reacționa sau veți accepta, stați puțin să termin, veți accepta să guvernați cu oameni asupra cărora planează suspiciunea de plagiat și de impostură academică? Nimeni nu-și dorește acest lucru și nu-i prima oară când o spun. Noi nu vorbim aici de un guvern de coaliție. Am văzut acum nu mult timp un guvern de coaliție care se confunda cu guvernul României. Am văzut un guvern făcut tras în căciulă, în fes. Așa. În funcție de ce trăgeai, îți căutai omul. N-ai venit să construiești guvernul după oamenii cei mai buni pe care ai. Și ați văzut cum a funcționat. Dezastruos. Cred că am învățat din greșelile astea și sunt ferm convins că în interiorul coaliției vom găsi maturitatea de a avea aceste discuții înainte de formarea noului guvern. Și cred că toți care constituim această coaliție ne dorim un guvern eficient și un guvern al României. Care românii să aibă încredere așa pentru perioada care va urma. Cu alte cuvinte, spuneți că veți avea un cuvânt de spus și în ceea ce privește listele ministrii PNL? Premierul Ciolacu desemnat? Nu stăm de vorbă dacă am eu. Vom avea o discuție cum e normală. Păi dacă vor exista, de exemplu, domnul Ciolacu, dacă în care stați, domnule, puțin, și partenerii PNL da, vor avea anumite păreri. În primul rând, primul ministru este cel mai îndreptățit în acest moment să aibă o analiză a miniștrilor care au format guvernul împreună cu el. Vă referiți la domnul Ciucă? Bineînțeles. Așa. De la asta plecăm. Și în baza analizei domnului vedea. Ciucă veți acționa și dumneavoastră? Sunt lucruri și detalii pe care eu nu le cunosc. Domnul Ciolacu, pentru că vă știu un om direct, mai concret, vedeți un caz ca cel al lui Bode,
o problemă pentru imaginea unui guvern? Fie el de stânga, de dreapta, de centru? Nu știu, de... în primul rând. Păi, știți, eu nu știu cât de vinovat sau de nevinovat este domnul Bode. În schimb, am văzut că președintele României, fără să fiu analistul președintele României, a spus că trebuie lămurite anumite lucruri. Cel târziu până la rotativă. Până la rotativă. Așa. Deci, cu alte cuvinte, ne-a răspuns și la faptul că această rotativă va avea loc. Și domnul Bode a zis, a doua zi, sau chiar în aceea zi, nu mai știu, undeva pe notă țării, că lucrurile sunt lămurite. Sunt discuții pe care o să le avem în interiorul coaliției. Păi nu, sunt ferm convins că le vom lămuri. Poate, până la rotativă, domnul Bode va avea o decizie unei instanțe. Nu, dar eu până la urmă n-am înțeles, deci, domnule președinte. Să eu nu-i țin partea lui domnul Bode. Am înțeles, domnule, dar eu n-am înțeles. Domnul Bode, ce nu înțeleg e altceva. Și mulți politicieni... Am înțeles, deci domnul Ciucă, prietenul nostru, are mulți politicieni vor răspunde, nu știu dacă vor răspunde la această temă cu plagiatele. Așa? Din cauza unui exces făcut la un moment dat pe Victor Ponta. Hai să fim, ghinion, ca cum, să fim, ghinion ca, cum ar spune un clasic în viață, domn președinte, ce să facem? Asta clar. E. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie sunt în măsură în acest moment să explic dacă domnul Bode a plagiat sau n-a plagiat. Sau știți de ce sunteți în măsură? Că vreți să fiți premierul țării, domnule președinte. Dacă domnul Bode are în 2-3 luni poate o decizie instanței, e cu totul. Avem altă discuție. Dar stați puțin, că mie mi se pare că aruncăm strictamente în brațele PNL problema asta. Nu e o problemă, dacă vreți, de integritate, nu, domnule, la nivel de percepție națională. Așa. Repet, până la urmă, asta cu plagiatele e o problemă a PNL-ului sau e o problemă a societății? E o problemă națională. Păi e o problemă națională. Deci, păi acest hai, lucru, că mi se pare că avem competențe lucru, toți atunci. Acest lucru trebuie. Nu am competențe să mă exprim cine a plagiat și cine nu a plagiat. Ați înțeles nu, foarte nu, bine. Nu, dar zicea domnul președinte pe care îl tot invocați că și patru rânduri când, dacă un politician... Când alți politicieni dădeau verdicte de plagiator fără să aștepte să spună ce e în cauză să răspundă la... Acum a venit această notă de plată. Exact ce vă povesteam mai devreme. Bine. Și întotdeauna cineva o plătește. Oricel în cauză, ori colaboratorii, ori altcineva, întotdeauna un exces aduce așa ceva. Domn președinte, dar românii credeți că se simt reprezentați de actuala clasă politică? Normal. La modul onest, normal, așa. Normal că este loc de mai bine. E un exercițiu de maturitate ce se întâmplă acum și eu nu am în continuare niciun regret că am luat decizia împreună cu colegii mei să facem parte din acest guvern și să aducem o stabilitate în România într-o perioadă foarte complicată. Puține partide și-ar fi asumat o astfel de provocare. Și până acum și eu și colegii mei, și din guvern, și din parlament, și din administrațiile locale, am făcut față acestei provocări. Cred că România este în direcția corectă. Este foarte mult de construit și nu vă ascund. Și nu am ascuns-o niciodată. Cred că soluția în perioada și după 2024 este tot o coaliție largă între cele două. O să vorbim și de anul 2024 despre această coaliție, dar vă întrebam de ce, cum credeți că privește cetățeanul leadership-ul actual? Pentru că, domnule Ciolacu, să vă termin premiza. Nu, adică lumea se uită la televizor și vede următoarele lucruri, domnule președinte. PSD, PNL, cele două mari partide politice, care au împreună peste 60%. Aveți în frunte un președinte care susține acest proiect politic. Aveți în spatele președintelui sunt toți cei numiți la servicii, magistratura, că nu mai luăm de la capăt. Deci cumva toată România instituțională este în spatele acestui proiect politic, coaliția mare PSD-PNL. Și ne uităm la cazul Schengen, de pildă, pe care nu și l-a asumat politic nimeni. Și nici după dumneavoastră nu v-am auzit foarte răspicat așa, vorbind în termeni foarte clar despre vinovați. Povestea asta cu Schengen, raportat la români, merită niște explicații publice, domnule președinte. Cine e de vină? Am înțeles austriecii care sunt manevrați de Putin și așa. Dar în interiorul țării avem vinovați pentru eșecul Schengen? Nu încerc să mă extrag eu din proiect. Că ne-ați promis toți, și stânga și dreapta, că intrăm. Încerc să vă răspund cât se poate de sincer. Iar am spus-o câteodată mai așa, mai coafat. Dom'le, victorile au mulți părinți, înfrângerile sunt orfane. Cam așa s-a întâmplat în cazul Schengen. Nu este rău
ca oamenii politici câteodată să iasă și să spună când greșesc. Este iar ceva ce ține de maturitatea politică și să știți că 30 de ani de democrație înseamnă foarte mult pentru noi. Pentru că îmbătrânim, am îmbătrânit 30 de ani. Dar pentru democrația unui stat european încă înseamnă puțin. Dar consider că și românii s-au cam săturat să aștepte această încetineală pe care o avem în schimbare. E cazul ca oamenii politici să intre într-un ritm mult mai alert și mult mai dinamic. Nu că și l-ar dori ei. Poate unii și-l doresc, alții nu. Asta se impune în acest moment când avem de a face cu asemenea provocări, repet, în toată Europa și în toată lumea. Am înțeles. După aceste crize, este clar că trebuie să luăm niște decizii clare. Nu mai putem să repetăm la nesfârșit că suntem sub trei crize suprapuse. Am spus-o, deci au fost vinovați în interior, domnule președinte? Am dat explicațiile. Da, cred că e cazul să venim cu soluții. Uh-huh. Și să explicăm foarte clar. Pentru că de ce vă întreb mai și insist pe temă? Dacă ar fi fost vreun ministru PSD responsabil pe temă, oricare, la interne, la externe, vreun ambasador numit de noi, cred că cu siguranță... Ar fi fost un dezastru. Ar fi fost un dezastru, nu? Categoric. Bun. Și explicat un dezastru. Așa. Și ar fi ieșit de ce nu e un dezastru și de la toate... Bun. De ce nu e un dezastru și în sens invers? Adică problematica Schengen a fost o chestiune aproape privatizată de președintele Klaus Iohannis, de domnul Bode, de domnul Aurescu și de domnul Hrezeanu. Acest patrulater de dreapta. N-am auzit dinspre dumneavoastră, dinspre PSD, arătând cu degetul pe nimeni. Nu cred că, repet, cred că românii s-au săturat ca noi politicienii să căutăm vinovat. Care, nu e vorba care de vinovat între ca și cu... E vorba de o analiză la rece, domnule președinte. Avem o politică externă eficientă sau nu avem după 8 ani de zile? Să nu credeți cumva... Face cineva analiza asta? Să nu credeți cumva că românii nu știu adevăr. Și românii nu știu exact ce s-a întâmplat. S-a văzut în sondajele alea care n-au mai prins... Și românii nu știu exact ce s-a întâmplat și cine este de vină. S-au făcut greșeli în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen. Care a fost cea mai mare greșeală, domnule președinte? A fost... Tot ce am construit și abordarea pe care o am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Adică, unde s-a greșit punctual? Spuneți-mi și mie, cum a aderat România la spațiul Schengen când noi am intrat în ședința Consiliului Jai la pachet cu Bulgaria, decizie care s-a luat în 2011, nu-i nimeni de vină de această decizie, poate cineva e de bine că nu a analizat și așa. Nu a luat o decizie să ne splităm. Ce șanse ar fi avut România ca în Consiliul Jai să treacă prin vot? Să spunem că Austria ar fi votat. Olanda oricum anunțase că votează împotriva Bulgariei. Public acest lucru. Forma a anunțat și Austria. Păi cu 4 zile dacă înainte, domnul președinte ne-a zis că intrăm, dumneavoastră ne-a zis. Dacă ar fi rămas numai Olanda, așa. Oricum România oricum nu păi ar da. Fi intrat în Schengen. Și atunci toată hipnoza în masă, domnule președinte, din vara anului trecut până în decembrie, că intrăm, că gata, nu, pregătiți-vă. Eu nu puteam să ies să spun public așa. Decât speranța mea și faptul că n-am crezut vreodată că un stat prieten, cum este Austria, și un stat membru al Uniunii Europene, va vota împotriva României. Și a votat, împotriva și a votat. Deciziei Comisiei Europene. Bun. Și a votat. Ceea ce este foarte important. A votat. A votat. Vom vedea. Atunci se ridică următoarea întrebare, domnule președinte. Această clasă politică mai poate reprezenta interesul național al individului, al acestei țări, în raport cu partenerii lui, de vreme ce e necredibil și poate fi luat la mișto de o țară membra a Uniunii Europene? Nu. Haideți că nu... Păi așa tocmai n-ați spus. Nu poate să fie că nu credeam cu o țară prietenă. Nu poate să fie cineva responsabil în primul rând de deciziile Austriei. Și al premierului și ați văzut că am avut, cel puțin eu am avut ieșirile publice pe tocmai ne-ați zis că abordarea în Consiliul Jai a fost una amatoricească. Și n-am înțeles cum care a fost cum se
cum se așteptau ca decizia să fie alta la sfârșitul ședinței Comisiei Jai. Există democrație. Există? Fiecare dintre noi votăm, avem dreptul de a alege și de a fi aleși. Apropo că există democrație, acest domnule lucru, președinte, dați-mi indexul democrației, vă rog. Acest lucru se întâmplă prin vot. Mm-hmm. Întotdeauna românii au dreptate. Când vor veni alegerile din 2024, atunci sunt la termen, atunci se va decide, românii vor decide cine va gestiona România în viitor. Apropo că spuneți că există democrație, o știre de la începutul anului, un raport care se face anual, indexul democrației, ne clasează, domnule președinte, pe ultimul loc în UE, la capitolul democrație. Suntem la capitolul, de fapt, democrație deficitară, ultimii, atenție, sub Bulgaria, sub Ungaria autocrată a lui Victor Orban și sunt mai multe criterii acolo care ne încadrează la acest... O provocare pe care ar trebui să... Cum e posibil? Să avem, să că avem această în primul, coaliție în primul uriașească cu toată România instituțională în spate... Nu cunosc nici știrea. Nu? Vreți să vă dau detalii din ea? Nici elementele care au dus la această... La această știre și la acest clasament. Ia uitați, indexul este un clasament anual și ia în calcul 5 criterii. Cele 5 criterii pentru care scorul maxim este de 10 se referă la procesele electorale, la pluralism, la funcționarea guvernului, la participarea politică, cultura politică și libertăți civile. Suntem în afara acestui joc. Iertați-mă. Da. Cred că avem libertăți civile. Mm. Cred că da. Funcționează. Deci deciziile se iau în Parlament, se iau în guvern. Da, apropo, e posibil... Da. E posibil, s-au luat în calcul câte ordonanțe de urgență s-au dat și s-ar putea să fie în acest clasament. De aceea ar trebui să ne așezăm aplicat, să vedem ce trebuie modificat legislativ ca în acești parametri să ne încadrăm. Dar apropo de libertăți civile. Eu am trăit și pe timpul lui Ceaușescu. Și acum, dacă o cumpărăm cu mai rău, întotdeauna va fi mai bine. Dacă o cumpărăm cu mai bine, întotdeauna va fi mai rău. Depinde de unde ne uităm. Spuneți-mi și mie. Înspre est sau înspre vest? Eu mă înspre vest. Ce drepturi democratice vi se pare dumneavoastră că în acest moment vă sunt îngrădit? Ia uitați, inițiativa asta a domnului Ciucă, a colegilor dumneavoastră, înțeleg că sunteți dumneavoastră pe acolo, în personal neapărat, dar cu... Este un drept de inițiativă. Da. Dumneavoastră aveți dreptul de a face deja emisiuni. Deja intuiți ce vă întreb, nu? Dumneavoastră aveți dreptul de a face emisiuni. Încă. Nu, încă. Dar n-am auzit pe cineva să vă ia acest drept. Ei, nu. La TVR? Dreptul parlamentarului vreți este să de scoatem povestea de la Naftalină, faci, cea de la TVR? Da, câteodată știți foarte bine, e o mizerie ce s-a întâmplat la TVR și continui. Și am să o spun foarte clar. Păi. Câteodată e inițiative bune, câteodată dar mai puțin asta, bune. Cu să ne strângem mai așa am puțin. Am și anunțat că eu nu susțin această dar inițiativă. Dar ce le veni colegilor noastre? I-ați întrebat? Am întrebat pentru că n-am fost... Nici colegii mei nu m-au întrebat când au depus această inițiativă. Deci nu o să dacă susțineți. Dacă m-ar fi întrebat la timpul respectiv, le-aș fi spus părerea mea. Acum, deoarece mă aflu în fața unui fapt împlinit prin depunerea acestei inițiative, presupun că nu se supără nimeni, chiar dacă suntem colegi de coaliție, să spun răspicat că eu nu susțin o astfel de inițiativă. Trebuia să mă întrebe și pe mine înainte. Foarte bine. Și ca să închidem capitolul Schengen, că tot vânturăm asta cu instituțional, domn președinte, n-ar fi meritat și poporul ăsta un raport, să știm și noi ce s-a întâmplat, o analiză, o face cineva, deci, revenim, la partide, revenim, la instituții, revenim la cu ministere. Revenim cu ce am început. Cu ce am început emisiunea. Așa. Oamenii politici au datoria de a veni în spațiu public și de a explica toate deciziile și câteodată nu este nicio rușine să vii în spațiu public și să spui, domne, am greșit. Bun. Abordarea, strategia pe care ne-am făcut-o pentru aderarea la spațiu Schengen nu a fost o strategie care ne-a adus rezultatele pe care le așteptăm. N-o să sperăm că în viitor, știți că avem, e și președinția Spaniei. Acum avem un nou termen, octombrie, din ce am văzut. Jumătatea anului, poate se reușește o negociere cu Suedia și cu Austria până atunci, dar, din câte știu, mai sunt încă alegeri în Austria și în aprilie. Uh-huh. Deci e un timp foarte scurt, dar este foarte posibil să avem această decizie
și sub președinția Suediei. Nu o să vă întreb dacă și cine a fost vinovat și să mi ziceți Bode, Aurescu, Habar, oricum nu o să-mi ziceți. Nu, dar spuneți-mi, strategia a fost greșită. Dar măcar ca să înțelegem cât de obiectiv privim noi din țară realitatea asta politică. Culpa a fost mai degrabă internă sau externă? Nu, au fost doi factori. Unul, explicația Austriei, cum că sunt alegeri. Dar, repet, pe mine nu mă încântă foarte mult decizia Austriei și explicațiile primului ministru al Austriei, nu da. A poporului austriac, că nimeni n-a votat să fie, nu fie România în spațiu Schengen, n-a fost vreun referendum în Austria. Eu nu înțeleg nici astăzi care a fost strategia exactă atâta timp cât tu erai la pachet cu Bulgaria și deja Olanda... Cum n-a fost un referendum, domnule președinte, că a fost? În Austria. În Austria, da. Împotriva României. Da. Să nu fie în... Da, au fost alegeri. Și teza migraționistă a câștigat electoral. Haideți, domnule, că dacă adunăm procentele... Haideți să nu exagerăm. Adică dacă credeți dumneavoastră că exagerăm, bine, sunt rău, eu rău intenționat. Dar dacă adunăm procentele lui Nehammer și ale ultranaționaliștilor, te duci în 55-60%. Marea greșeală a oamenilor politici, și au făcut și oameni politici din România această greșeală, au venit cu teme care sunt teme europene și un respect european asupra mecanismului european și au încercat să întoarcă aceste teme ca să câștige alegerile la ei în țară. De fapt, le-au pierdut până la urmă. Și veți vedea că același lucru se va întâmpla și cu primul ministru al Austriei. Va pierde alegerile până la sfârșit. Da? Până acum le-a câștigat. Fică, vedem reunarea majorității. Da. După 4 ani să ieși totuși pe primul loc la o diferență majoră de locul 2. Haideți să vedem până la capăt. Da. Ați vorbit de taxa de solidaritate. Dar nu poți să întorci spatele Comisiei Europene și deciziei Comisiei a Parlamentului European, al Comisiei Europene, întorci spatele dintr-un interes pur electoral al tău intern. Atunci nu mai e ce căuta în Europa. Dacă nu respecti toți partenerii. Haideți, domnul președinte, îi dă cineva afară din Europa pe austrieci. Vom vedea da. Abordarea și strategia pe care o va avea. Dar n-ați avut sentimentul că dacă tura asta a fost Austria, să tura viitoare va spune nu integrării noastre, nu știu, Croația, că e mai nou venită? Vom vedea ce decide. Nu cred Croația. Noi am făcut un lucru foarte corect. Noi nu am pus la pachet Croația cu România, știind foarte bine Croația urmează, noi am fi putut să aveam drept de veto pe ordinea de zi și puteam să scoatem și Croația. Păi da. De fapt, să îndreptăm o nedreptate cu altă nedreptate. N-am uzitat niciodată de dreptul la de veto. Nu am făcut acest lucru. Niciodată. Da. Ați deranjat deja, ați făcut valuri cu ideea taxei de solidaritate. Da, noi avem o taxă de solidaritate și în România. Un pic mai sunt multe, dar... Erau, cred că și parteneri de-ai noștri de coaliție care spuneau foarte clar da. Că o taxă de solidaritate în România nu trebuie să existe. Da. Pe urmă, am avut cadrul legislativ de a exista o taxă de solidaritate. De la UE. Noi am avut primii din Europa. Și am strâns aproximativ 13,5 miliarde. Bani care s-au întors în economia românească. Vă referiți la alea de pe vremea economia... lui Ponta, lui Tudose? Taxa nu, pe stâlp, nu, taxa nu, pe fost, nu știu ce. Nu e adevărat. Este taxa supraimpozitarea care a fost luată decizia în martie, formă s-au mai făcut modificări în septembrie, cum este compensarea la prețul energiei, cele 13,5 miliarde s-au întors toate în economie și la populație, pentru compensarea prețului la energie în primul și în primul rând. Acest regulament european a venit după ce România deja instituise o taxă de solidaritate, cu adevărat solicitată în primul și în primul rând de către Partidul Social Democrat. A existat un regulament, a fost transpus ad literam în România și în acest moment așteptăm până la final o decizie a ANAF-ului și a Ministerului de Finanțe dacă această taxă se plătește sau nu se plătește. În urmă se plătește? Pe legea veche. Așa. Vă pot spune că din cele 13,5 OMV-ul a plătit în jur de 4,6 miliarde pe taxa de solidaritate veche.
acest regulament invocat și la Davos, că trebuie implementat la nivel european și mondial, vom vedea, repet, decizie. Ce este cel mai urât și sau cred că s-a săturat toată lumea, este mutatul ăsta a vinei de la unul la altul. Dom'le, noi am avut regulamentul, se face la comisie și am avut un reprezentant, un negociator așa, pentru acest regulament. Cine? Acel negociator este ministrul energiei. Pe păi domnul Iohannis a zis că e domnul Căciu al dumneavoastră trebuia să transpună această directivă europeană. Eu nu comentez ce spune domnul Iohannis, nu aveți grijă la cuvinte, nu sunt analistul domnului președinte Iohannis. Nu știu dacă domnul Iohannis are atribuție pe energie. Eu o am pe legislativ și știu că e o ordonanță care trebuie să devină lege. Negociatorul a fost domnul Virgil Popescu, ministrul energiei. Avem răspuns. A avut vreo obiecție la planul ăsta de 75%? De la Comisia Europeană, așa, care spune clar că regulamentul a fost transpus ad literam în România. Deci, domnul Căciu, acum ce trebuia ce să facă, spuneți? Ce-i greșit? E vorba de 70%. Am înțeles, domnule, a tradus cine și a semnat, am înțeles. Eu m-am săturat și eu să văd în spațiu public această discuție, domnule, cine-i de vină? Pe cine-i de vină? Că trebuie să fie cineva de vină. Președintele Iohannis se ține spatele ministrului său Virgil Popescu, ca un parteneriat PNL, Iohannis mi-a zis. Dumneavoastră țineți spatele lui Căciu, care eu nu țin spatele ministrul nimănui dumneavoastră. Eu vă arăt ce mi-a venit de la comisie. Deci că sunt în Germania, fiecare e cu jumătatea lui de țară. Eu mă duc să negociez la Bruxelles ceva ce ține de dumneavoastră. Așa. Datele pe care... Și a negociat ceva Virgil Popescu, domnul președinte, vă întreb. Eu am făcut o întrebare publică. Așa. Aceste date... Hai că v-ați aprins. Păi m-am aprins. Aceste date sunt la Ministerul de Finanțe. Așa. Când plec la negociere, da, nu vă sun și vă întreb. Dom'le, mă, o să negociez de un regulament european. Dom'le, îmi dai și mie datele să văd cum trebuie să negociez? Păi dacă eu nu v-am sunat, m-am dus să fluier pe acolo. Acum, sunteți dumneavoastră de vină? Deci, dacă mie nu mi-a cerut, stați, domnule, că avem un ministru care se duce pe acolo să facă poze. Eu nu v-am zis că păi face poze. Fluieră, bine, poftim, fluieră. Cine? Dacă n-a cerut niciun document, domne, ca să încadreze OMV-ul în acest regulament de taxă de solidaritate impus la nivel european. Așa, pe scurt, nu se încadrează, da? Nu știu dacă se încadrează. Păi cât îi ia ANAF-ului să facă verificările alea? Nu vă supărați, dar s-a dus de a doua oară deja. Anul fiscal, nu știu când se închide, în aprilie. Așa. La mari contribuabili. Uh-huh. Nu sunt lucruri tehnice, nu solicitați mie să vă răspund la ele, că nu sunt contabili. Da, domnule, când e vorba de miliarde și când e vorba de teza asta aproape ideologică, OMV care fentează statul român, cred că aveți atribuții. Eu am ordonanța în Parlament. Așa. În schimb, orice modificare, nu știu dacă mai poate fi aplicată pentru... Noi vorbim de impozitare pe anul trecut. Pe anul trecut, pe 2022, da. Anul fiscal care încă nu s-a închis. Mai sunt câteva săptămâni și presupun că la un moment deci dat... Deci nu vom lua alea 3 miliarde și ceva, da? Presupun, sau un miliard, cât erau? Nu, un miliard și ceva. Un miliard și ceva de la toate companiile. A, da? Nu e păi restul sunt ale statului român, domnul premier. Și asta viitor. Și statul român, companiile statului român au un profit. Da. Și trebuie să plătească. Uh-huh. Și taxa de 1%, domnule... Deci nu e nimeni, ca să înțeleagă ce de acasă. Nu, nu v-ați spus că nu e nimeni. Adică, hai să o avem... Bine, e domnul Virgil Popescu. Încercați să spuneți exact ce am vrut să spun. Păi nu știu, domnule, că... Nu există, domnule, nu e nimeni de vină. Nu există. Niciunde în lume păi nu există, nu e nimeni de vină. Păi faceți ceva. Vom. Se va clarifica, așa, fiindcă nu e o decizie. Eu nu mă pot pronunța la dumneavoastră în emisiune dacă poate să plătească, dacă e adevărat că plătesc sau nu. Uh-huh. Fiindcă eu nu am o decizie. Am înțeles. Dați-mi decizia dumneavoastră și pe urmă vin cu decizia și vă spun. Da. În ceea ce privește Schengen, cred că tot ce au gândit pe tot parcursul a fost greșit. Asta e. Am spus-o fiindcă s-a încheiat. Da. Schengen-ul. Da. Dar eu nu am o decizie a ANAF-ului
dacă trebuie să ia banii de la UEB sau să nu ia. Bine. Nu spuneți, am zis eu că nu e nimeni de vină. Bineînțeles că e cineva. Tatăle, că nu v-am văzut niciodată așa nervos. Păi nu, dar n-am văzut nici eu. Dar nu-mi puneți în gură păi, domnule, lucruri știți, pe care dacă nu le dumneavoastră spun. Vă enervați, ăla de acasă sparge televizorul, nu vă supărați. Bineînțeles că, mă, că sunt, am, păi... aceeași, am aceeași frustrare când văd incompetență și abordare și strategie depășită așa. La niște oameni care... Pe urmă n-au curat să iasă în fața televizorului să spună, domne, sunt de vină, domne, asta e, atât am putut eu, atât m-a dus cap. Și vin 1000 de oameni așa. Și toată lumea, iar eu, ca, pentru că ies mai des la televizor, trebuie să ies să dau explicații pentru ei da. Și pentru incompetența lor. E fix așa, că nu ies. Uitați, da. M-am enervat. Bă. Așa, sper să vă treacă. Mi-a trecut. Așa, e bine că în timpul ăsta vă și consumați. Este și... normal să existe și să venim cu modificări legislative și să avem o abordare fiscală echitabilă și egală. Da. Nu poți companiile românești și capitalul românesc să plătească un minim de 1% pe cifra de afaceri, iar restul de companii, marile companii, să fie ori pe pierderi, ori să plătească o medie de 0,8. Da. Nu e corect acest lucru. Nu e concurențial corect mediul de afaceri să aibă o această abordare diferențiată. Există și în lege unde ministrul de finanțe poate să negocieze și să discute cu fiecare companie. Aici este acea taxă, nu este o dublă impozitare. Da. Acest lucru, 1%. Fiindcă el se deduce din impozitele, impozitul pe care l-ai de plătit pe profit. Mi se pare, nu poți să te aștepți să dezvolți o țară anumite companii să plătească 0,8, altele să plătească un minim 1%, da. Iar impozitarea pe muncă să fie de 45%. Am văzut teza noastră cu munca mult prea impozitată în România și urmează să... Deci trebuie să venim. Reglementați noastră. Trebuie să venim da. Și să creăm un echilibru în piață. Cu oamenii ăștia care, pă, nu știu, nu și-au făcut treaba. Că uite, ați zis în cazul Schengen, știți cine e de vină. Ce să le facem? Nu. Ce doriți să fac eu acum, după emisiune imediat? Nu după emisiune, domnule, nu vă dau un to-do list pentru după emisiune, ci pe termen lung. Cine știe? Pe termen lung. Vreți în guvern alături de noastră și pe mai departe? Dumneavoastră îi vreți la dumneavoastră să vă filmeze? Păi, noi am vrea să-i chemăm la interviu, dar nu ies. Bode, Aurescu, care ăștia, nu. Care nu filmează cum trebuie, îl vreți? Da. La dumneavoastră în emisiune? Păi nu știu, dacă vin la impuse... La ce? Da, gata. Eu știu că în gimnastică da. Sunt la libere și... Mai am cu... aici o pleiadă de întrebări, dar eu, nu mai avem timp. Doresc, 2024, domnule președinte. Eu doresc un guvern eficient și sunt ferm convins. Vă repet, sunt ferm convins că în interiorul coaliției vom găsi o abordare constructivă de a avea un guvern al României care să împingă lucrurile într-o perioadă complicată. Cred că s-a terminat perioada în care dădeam explicații că sunt aceste crize suprapuse, au fost. Așa. Am venit cu anumite măsuri, trebuie să mai venim cu măsuri și să încercăm să întoarcem și mai mult din PIB-ul României în economie, lucru care s-a întâmplat. Avem cea mai mare în buget, prin cei mai mulți bani în istoria României pentru investiții. Acest lucru trebuie să continue și cu adevărat trebuie să persoane credibile în guvernul României, astfel încât românii să aibă încredere. Ce v-ați dori să rămână după mandatul dumneavoastră de premier în, ca percepție? Cel puțin la producția de produse alimentare trebuie o abordare mult mai curajoasă și o stimulare acestei producții pe teritoriul României și la producția materialelor de construcție. Îmi doresc, repet, să creăm premizele a unei economii bazate pe producție, nu pe consum. În 2024, singur sau împreună în cele 4 cicluri de alegeri? Am spus. Cred că, nu știu, nu e luată o decizie. Nu. Cum o vedeți? De a fi împreună sau... Eu ați fi un cred, partener, eu cred, vedeți eu un parteneriat cred, bun cu domnul Ciucă, președinte PNL, pentru 2024? Eu cred că împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă putem creiona o, în viitor și din 2024 o coaliție, dacă nu chiar o alianță. Și un candidat comun la prezidențiale? Nu am. Nu. Nu am discutat aceste... Ne scuzați pe ăștia care punem întrebări. Nu am discutat aceste lucruri. Ca și om politic, nu exclui nimic. Uh-huh. Ceea ce, asta nu înseamnă că acum va fi breaking news, va fi candidat. Nu am spus lucrul ăsta. Uh-huh.
dacă va fi sau nu candidat comun. Dacă se merge pe formula de coaliție, e fiecare, vom merge independenți în absolut toate alegerile. Asta înseamnă coaliție. După ce se termină alegerile, te așezi la masă și negociezi. Da. Dacă ai o alianță, în momentul acela începem și... Da, vedeți, tot timpul avem o abordare, nu știu, nu tocmai normal. Vorbim că nu se face rotația, dar vorbim că e posibil să avem candidat comun. Adică, haideți să avem totuși o logică și eu cred categoric că rotația va avea loc. Așa. Nu va fi cu niciun scandal. Da. Protocolul va fi respectat și toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal și foarte ușor, așa, toate deciziile. Sunt ferm convins că și președintele va face desemnarea care va veni din partea Partidului Social Democrat. În acest moment eu sunt această desemnare și îmi doresc categoric ca această coaliție să țină până la sfârșitul anului 2024 și categoric consider că dacă va funcționa și a funcționat bine pentru România, că putem continua împreună. Dacă veți avea un mandat de succes cu realizări... Când ajungem la candidat comun, mai este timp. Excludeți o candidatură a dumneavoastră la prezidențiale? În politică nu exclus nimic. În acest moment nu cred că prioritatea românilor este candidatura mea sau candidatul comun al PSD-ului și PNL-ului. Fiindcă am început emisiunea cu catastrofa care se întâmplă că Klaus Iohannis nu-l pune pe Ciolacu, nu-l desemnează. De la catastrofa cu Ciolacu, așa, am ajuns la sfârșitul emisiunii, așa, să vorbim de candidatul comun al lui Ciolacu și al lui Ciucă. Am zis să fie cu happy ending pentru dumneavoastră, domnule președinte. Nu suntem film. Nu sunt. Noi suntem în România, nu suntem film american. A, deci va fi cu ghinion. Nu suntem film. Da. Nu. Toate calculele... Nu. Cred că vom intra într-o zonă de maturitate politică. Bun. Asta a fost. Mai aveam, dar nu mai e timp. Poate vă mai faceți timp în lipsă de oricând, asumare publică a colegilor dumneavoastră de guvernare. Vă mai așteptăm pe dumneavoastră la dialog și să vă țineți obiceiul și când veți ajunge premier, să nu vă ascundeți în spatele unui prompter sau unor scuze de a nu veni pe la televiziune. Cred că e normal ca primul ministru să iasă în spațiu public. Uh-huh. Cred că e normal ca să meargă mult mai des în Parlamentul României, să dea explicații, chiar dacă... opoziție e normal să dar ce are există. Trac? Are trac? Ce are? Nu știu, vă rog eu frumos, nu puneți, vreți să puneți întrebări? Cred că există și purtători de cuvânt și la Partidul Național Liberal, așa, și la guvern, deci și primului ministru Icuna. Eu vă spun ce voi face eu. Uh-huh. Și eu consider că în fața Parlamentului primul ministru nu trebuie să meargă numai atunci când este invitat. Trebuie să meargă întotdeauna. Și neinvitat și să dea explicații de ceea ce se întâmplă, indiferent dacă opoziția te înjură sau îți spune întrebări în comun. Și ultima chestiune și cu asta chiar închidem. Ce viitor îi previzionați președintelui Klaus Iohannis la NATO, la Comisia Europeană? Nu, sunt ghicitoare, la mine nu spunem m-ați invitat drept ghicitoare. Nu, să spun dacă Ciucă mai rămâne șef de partid. Dacă Iohannis, ce se întâmplă domnule, cu dânsul... Domnule, aveți acces la informații? Nu am. Eu fac domnul președinte, traseele. Să nu vă lasă nervii acum înainte să preluați mandatul de premier, n-am făcut nimic. Nu înțeleg rostul întrebării. Puneți-mi despre mine, despre PSD, despre colegii mei. Vă răspund la tot ce vreți. Despre ce am făcut în coaliție, cu ce propunere am fost. Nu spuneți mie ce se întâmplă cu președintele Klaus. În calitate de analist voiam să Klaus Iohannis. Da. Nu, dacă îl vedeți nu la mai NATO poate sau să la... candid. Ce știu cu certitudine, așa, nu mai poate candida pentru un nou mandat la președintele României. Asta vă spun sigur. Și în această notă tristă, zic să punem punct. Dar nu e veselă, e veselă, sigur. Da, nu știu. Sigur. Mulțumesc, domnule președinte, pentru disponibilitate. Vă mulțumesc și de astăzi că ne-ați urmărit. Vă aștept după o scurtă pauză de publicitate cu inegalabilul Mircea Dinescu.